Astăzi au fost declarate peste 3.000 de noi cazuri de coronavirus, iar situația în România devine dramatică. Guvernul PNL a scăpat lucrurile de sub control, iar faptul că nu le-a păsat decât de alegerile parlamentare ce urmează a avea loc pe data de 6 decembrie, denotă că urmează o perioadă dezastruoasă pentru români și pentru România. Singurul scop al Partidului Național Liberal în ultima perioadă este organizarea alegerilor parlamentare. După ce au aruncat România în aer, aceștia își doresc cu ardoare organizarea alegerilor cât mai rapid pentru ca dezastrul în care se află în acest moment România să nu-i afecteze foarte mult electoral. Severinenii sunt speriați de panta ascendentă a noilor cazuri de COVID-19 și își doresc ca guvernanții să se gândească la sănătatea lor și să amâne alegerile electorale care vor avea loc la începutul lunii decembrie acestui an. Cont că numărul cazurilor de COVID-19 a explodat. Considerați că ar trebui anulate alegerile parlamentare? Categoric da. Nu vreau, chiar dacă am auzit președintele țării că spunea că votul e ca și cum ai cumpăra o pâine, să creadă dumnealui asta. O fi asta când te duci la vot. Dar când au venit coloanele alea cu cei care candidează pe toate străzile, chiar și deranjante câteodată, nu e același lucru, că vin cu zecile. Aia, atunci e transmisia. Nu când ne ducem noi la vot. Când ne ducem la vot, luăm un buletin, votăm, îl băgăm urnă și cu asta, basta, am rezolvat treaba. Așa ar trebui să înțeleagă și președintele nostru. Da, ar trebui anulat. Păi să mulțesc mai mult cazurile, dacă ca și la alegerile locale. Horeca s-a închis și alegerile ar trebui. Dacă e tot așa, pandemia asta face ravagii prea mult, înseamnă că trebuie să-i anulăm. Nu e o problemă. Mai bine ținem la sănătatea populației decât să facem alegeri parlamentare. Nu e timpul, n-ar fi timpul acum, așa cred. Liberalii și-au arătat în ultimile luni adevărata față și dincolo de minciunile pe care le-au servit românilor, au arătat faptul că sunt incompetenți și nu sunt în stare să conducă România și să apere românii de acest virus care a îngrozit o planetă întreagă. Câștiguri electorale au fost mereu principala preocupare a liderilor Partidului Național Liberal, iar românii încep să-și dea seama de asta.